Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Astăzi, alături de noi, este domnul Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală, o colecție din portofoliul editurii Herald. Și am ales să vorbim astăzi, în cadrul acestei frumoase campanii de pe site-ul editurii Herald, despre o carte fundamentală, un text sacru, un text fundamental. Este vorba despre Corpus Hermeticum, textele fundamentale și învățăturile tainice de inițiere în hermetism, de Hermes Trismegistos, o carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis. Am ales și din colecția Biblioteca Orientalis, nu doar din colecția Sefer, cea de Cabala sau din cea de Alchimie, Quinta Essentia, cărți care vi le recomandăm cu mare drag. Corpus Hermeticum conține tratatele de bază ale tradiției trismegiste, care se presupune că au fost redactate în Egipt cu aproximație între secolele 2-3 după Hristos. Textele provin din același cadru religios și filozofic care a produs de altfel și neoplatonismul, creștinismul și gnosticismul, avându-și rădăcinile în impactul dintre gândirea platonică și vechile tradiții ale Orientului elenizat, îi putem spune. Hermes Trismegistos, cel supraintitulat de trei ori mare, posedă cunoașterea a trei părți din înțelepciunea întregii lumi. Vorbim aici despre alchimie, despre astrologie și despre teurgia. Cine a fost Hermes Trismegistos, care a influențat foarte mult gândirea filozofică din perioada sa, dar bineînțeles și multe generații după moartea sa? Bună ziua, voi spune și eu pentru început, dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Întâi o precizare, ați spus secolele 2-3 după Hristos, nu hermetismul a înflorit în secolele 2-3 înainte de Hristos. În sfârșit, cu această Probabil precizare că se... este, da, probabil că este o greșeală de redactare în textul pe care eu l-am citit de pe coperta a patru a acelei cărți. Deci înainte de Hristos a fost hermetismul. Tocmai pentru că hermetismul oarecum influențează creștinismul. Multe din legendele de acolo și multe din, să spunem așa, mai sofisticate raționamentele inițiatice din hermetism sunt preluate pur și simplu în creștinism și putem da exemple de astfel de situații. Acum despre Hermes, că m-ați întrebat cine a fost. Hermes este un personaj legendar. Nu putem ști cu precizie nimic despre viața lui concretă, despre faptul că ar fi existat, că n-ar fi existat. Sunt multe referințe târzii și multe comentarii care vin de la învățații timpului de atunci. Ei vorbesc despre situații vechi din trecut. De fapt, noi ar trebui să vorbim despre Tot. Tot este un zeu egiptean destul de discret, pentru că nu s-a știut multe lucruri despre Tot. Tot și Hermes sunt una și aceleași persoane în perioada elenistică pe care ați menționat-o dumneavoastră. Hermes, la greci, era un zeu care este menționat inclusiv în poemele homerice, ca zeu, așa, zeu al comerțului, dar și zeu al răspântiilor, zeu al hoților, al întreagă serie de atribute care se lipesc de acest personaj mitic grec. Tot este, în schimb, un zeu legat îndeoseb de partea inițiatică a spiritualității egiptene. Tot, Osiris, Isis, Horus, toți sunt împreună o pleiadă de zei care concură la inițiere. Ce înseamnă de fapt inițiere? Asta însemna, pe scurt, la vremea respectivă și ar trebui să însemne și astăzi, însă s-au pierdut multe din atributele acestea ale inițierii. Inițierea înseamnă de fapt o transmisie, o transmitere. Transmisie și tradiție e același lucru. Se transmite o cunoaștere. Aspirantul, cel care este luat în interiorul corpusului de inițiați, este supus unui proces de devenire.
este ajutat să devină. Devenirea aceasta are un singur sens, într-o îndumnezeirea omului. Mai precis, dacă vreți, este un drum de la intelect, ego, către sinele transpersonal, centru ființei. Întotdeauna a fost așa. Acum eu o spun fără, lăsând la o parte pleiada de analogii, de epitete, de pilde care se vehiculează în această materie. Ca să fiu și mai aplicat, voi citi câteva dintre atributele pe care spiritualitatea elenistică le leagă de persoana lui Hermes Tot, să spun așa. El era considerat stăpânul înțelepciunii și adevărului, sufletul devenirii, mintea universală rânduitoare, gândirea cosmică, mesagerul voinței lui Ra, măsurătorul pământului, domn al cuvintelor sacre, stăpân al zeiței Maat, justiția. Și așa mai departe, aș putea să continui șirul acesta de epitete, atribute, care îndeoște erau legate de numele lui Tot. Mă voi opri la un singur asemenea, la o singură sintagmă, măsurătorul pământului. Ce înseamnă aceasta? Aceasta foarte rapid ne trimite pe scurtătură la geometrie. Geometria, știți și dumneavoastră, este arta de a măsura pământul. Geometros. Aceasta este geometria. Mai târziu s-a pus semnul egal între geometrie și masonerie. Iată, pe scurt, cum mergem din esență în esență, din piatră în piatră, mergem la rădăcina acestor profunde înțelesuri inițiatice și spirituale deopotrivă. Se spune despre Tot, între altele, că el ar fi fost un personaj care a trăit și înainte de potop, și după potop, și în timpul potopului. El știa că va veni un sfârșit al lumii, dar nu știa precis dacă acest sfârșit al lumii va veni prin foc sau prin apă. Și atunci, ca să protejeze cunoașterea umană, a poruncit să se dăltuiască două stele, două coloane din piatră, din materii diferite. Una care era rezistentă la apă și una care era rezistentă la foc. După potop, tot legenda spune că una dintre aceste coloane a găsit-o el, Hermes, cea de-a doua coloană a găsit-o Pitagora. Noi putem citi această informație numai într-un registru mitic. Nu este posibil așa ceva. De fapt, se vorbește despre două tradiții. Una înființată de către, fundamentată de către Pitagora, aceasta a artei regale, și cealaltă fondată de către Hermes ca fiind arta sacerdotală. Cele două coloane, acestea sunt, spus mai succint așa. În timpul perioadei elenistice, care începe, cum știți și dumneavoastră, după cucerirea Egiptului de către Alexandru Macedon, Alexandru Macedon cucerește Egiptul, dar el este primit acolo ca un eliberator și oarecum îmbrățișat de către poporul egiptean și de către sacerdoții egipteni care suportaseră vreo 200 de ani de oprimare persană. Egiptul fusese cucerit de către perși. În acest moment astral al omenirii, aș putea spune, și vă voi explica și de ce, s-au întâlnit două spiritualități, ambele puternice și fondatoare, ca și cum ar fi fost focul și apa. S-a produs un dualism între foc și apă. Focul fiind, să spunem așa, generic, sigur, analogic, intrăm și noi în logica asta filozofiei lui ca și cum, focul fiind înțelepciunea lui Pitagora, pitagorismul, care promova faptul că există o ordine universală, era o rațiune puternică care stătea la baza acestei doctrine. Ordinea universală care putea fi dovedită, putea fi demonstrată cu ajutorul geometriei. De aceea, cuvântul acela drag grecilor, cosmos, înseamnă nimic altceva decât univers ordonat. Bun.
Cealaltă coloană, să-i spunem așa, este coloana spiritualității egiptene, preoții egipteni, care dețineau și ei o învățătură puternică din vechime și care se întâlnește cu cea promovată de către clasa politică adusă de Alexandru Macedon. Grecii, în general, erau pitagoreici, ceilalți erau cu spiritualitatea aceasta, să-i spunem așa, mai generală. De fapt, aceste două spiritualități erau surori în străfunduri, proveneau din aceeași rădăcină, pentru că și Pitagora a învățat acest ezoterism tot în Egipt. Și dacă vreți, era același cu ezoterismul practicat de către Orfeu, care venea din zona Traciei, din Hiperborea, nordul generic pentru greci. Așa se face că oarecum preoții egipteni erau nevoiți, prin forța împrejurărilor, să introducă la inițiere pe faraonii eleni ai Egiptului. Faraonii erau de acum Ptolomei, știți, Ptolomeu I a fondat dinastia Ptolomeilor, care a mers încet, încet până la Cleopatra. Cleopatra fiind ultima reprezentantă a acestei dinastii în timpul lui Cezar, Antoniu. Aceasta a fost întâlnirea teribilă. Aici a fost o împletire a acestor liane spirituale, absolut magnifică. S-au născut toate spiritualitățile. Toate spiritualitățile care au fost contemporane sau mai sus sau mai jos de această perioadă sunt atinse de această nuntă alchimică dintre pitagorism și spiritualitatea egipteană. Iată, spre exemplu, iudaismul în forma lui aceea eseniană despre care vorbește Filon din Alexandria, un evreu erudit care a lăsat urme adânci, aproape că Filon a mediat între cele două tendințe, focul și apa, el fiind oarecum aerul în această, dacă vreți așa să ne jucăm puțin cu analogiile, cu metaforele. El a mediat între foc, luat de la foc căldura și arșița focului și o stoia puțin răceala și umezeala apei. Făcea o mediere și, într-adevăr, produce niște concepte extraordinare, Filon, care sunt preluate și în creștinism. Nu voi insista asupra lor acum. După aceea se naște gnosticismul. Gnosticismul. Nu sună bine. Ismul ăsta de la sfârșit vorbește așa despre un curent modern. Erau mai mult niște secte gnostice. Toți căutau acea cunoaștere teribilă, imediată, o cunoaștere directă și nemijlocită a luminii lăuntrice. Știți, în această perioadă s-au creat comuniunile monahale din pustiul Egiptului, despre care vorbesc părinții bisericii creștine. Toți gnosticii se considerau la început creștini, creștinismul avea și el un ezoterism. Lucrurile erau puțin mai amestecate, nu erau chiar așa o distinție. Sigur, încet, încet, cu ajutorul clasei politice de la Roma, creștinismul a ajuns religia dominantă în imperiu și oarecum a eradicat celelalte forme de spiritualitate. Dar asta este o altă poveste. Cam aceasta se poate spune despre Hermes, în câteva cuvinte. A fost un personaj fabulos, un personaj legendar, însă noi trebuie să trecem dincolo de povestea în sine, dincolo de legendă și să luăm mesajul care ni se transmite. Mă opresc deocamdată. Aș vrea să vorbim puțin și despre această carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis, Corpus Hermeticum. Așa cum spuneam la începutul materialului nostru, un text fundamental, una dintre cele mai importante scrieri ale lui Hermes Trismegistus, care, repet, a influențat și generații multe sute de ani în gândirea hermetică.
De ce este o carte atât de importantă și de ce ar trebui ca cititorii Herald, care sunt pasionați, bineînțeles, de gândirea lui Hermes și nu numai, și celelalte curente religioase, ideologii, filozofii pe care le-a influențat, ar trebui să o aibă în biblioteca sa? Înainte de aceasta însă, vă prezint și eu o carte care se numește chiar așa, Hermes Trismegistos, scrisă de către George Robert Mead la sfârșitul secolului XIX. Dacă vreți să știți mai multe despre acest personaj și să-l cunoașteți sub aspect științific, pentru că lucrarea este o lucrare, să-i spunem așa, plină de categorii, este teologică, încearcă să explice această epocă și acest personaj, astfel încât un cititor din secolul 20-21, suntem acum, să înțeleagă mai mult. Cartea este excepțională. Revenind la întrebarea dumneavoastră cu Corpus Hermeticum, de fapt, editura Herald promovează o lucrare apărută sfârșitul secolului XIX, am impresia, care adună între două coperți de două titluri. O carte este aceasta a lui Hermes Trismegistos. De fapt, există o întreagă literatură trismegistă, se numește ea, din acea perioadă, care în mare parte a fost recuperată. Mă rog, anumite lucrări au fost recuperate. Altele ne putem da seama despre ele din referințele unor autori antici sau mai apropiați. Deci sunt acolo de fapt două cărți. Prima carte este o carte care adună niște dictoane, niște enunțuri puternice formulate chipurile de Hermes Trismegistos. Sigur, nu putem ști cu exactitate, însă această lucrare promovează conceptele fundamentale ale hermetismului. Vă dau câteva exemple. Cartea vorbește despre cele patru elemente fundamentale: foc, apă, aer, pământ. Este important să înțelegem aici că ființa în general, nu numai ființa umană, ființa în general, tot ceea ce reprezintă viață, care are manifestare, aceasta face distinția. Manifestare este ființa, nemanifestare este partea materială, închegată, întărită, încremenită. Ființa este alcătuită din aceste patru elemente, în proporții diferite. Și omul este tot la fel, este o alcătuire din patru elemente. Temperamentul, în limba latină, înseamnă alcătuire în proporții. Tu, eu și ceilalți oameni suntem alcătuiți din foc, apă, aer, pământ, potrivit acestei concepții. Și trebuie să... Sigur, sunt niște metafore, dacă vedeți, sunt niște infoenergii, dacă vorbim în termeni mai apropiați de epoca noastră. Suntem alcătuiți în proporții diferite. Proporția face diferența. Eu am o anumită proporție, tu ai o anumită proporție și așa mai departe. Hermes Trismegistos, adică de trei ori mare, avea trei puteri fundamentale. Le-am mai spus, mi se pare, cu altă ocazie, înțelepciunea este una dintre puteri, care este o putere spirituală. Iubirea este cealaltă putere, care este o putere sufletească. Și în sfârșit, puterea, forța, fie ca forța să nu ne părăsească, forța aceasta brută, care ne ține în picioare, energia aceasta vitală. Sigur, în esență este vorba de spirit și materie. Între spirit și materie este sufletul, universul psihic. Aici se dau toate bătăliile. Universul psihic este terenul luptei dintre spirit și materie. Luptă. Este și o luptă și o conlucrare. În sfârșit, Hermes reușește să spună foarte bine toate aceste lucruri. El promovează 7 principii pe care nu le voi enumera pentru că se găsesc. Am văzut că sunt și pe internet acum. Totul este mental, adică totul este spirit. Spiritul este predominant în această relație cu materia. Precum sus, așa și jos, adică o corespondență. Și așa mai departe.
Acestea sunt, să spunem așa, lucrurile care au scos din rând cartea și au făcut-o importantă în toate generațiile. Mai mult decât atât, de la 1000, după căderea Constantinopolului, cartea, manuscrisul, ajunge printr-o întâmplare la Florența. Cosimo de Medici, un potentat al vremii, își dă seama imediat de valoarea manuscrisului și îl cumpără și îl dă la tradus. Astfel se relansează tradiția hermetică în Occident. După 1000 de ani de întuneric, putem spune, iată, tradiția hermetismului este reînnodată cu vechile rădăcini din Alexandria Egiptului și începe în Europa o întreagă, se declanșează un adevărat uragan, uraganul alchimic. Sunt atâtea cărți alchimice, atâtea preocupări. Oamenii au înțeles că trebuie să caute altceva dincolo de partea asta fizică, materială, de fizicalitatea existenței. Și se naște o literatură fabuloasă. Se nasc și produse, să le spunem așa, concrete, parfumuri, vopseluri. Alchimiștii au produs tot felul de întâmplări, tot felul de variante, căutau, încercau. Dar, dincolo de aceste încercări, era căutarea individuală. Fiecare dintre aceștia se retrăgeau în laboratoarele lor ca să mediteze asupra lucrurilor, să meargă către centrul ființei, către sine. Așa se face că la un moment dat alchimiștii vorbeau despre alchimiști veritabili și suflători. Suflătorii erau cei care credeau și ei că sunt alchimiști, dar nu erau cu adevărat alchimiști, pentru că ei luau la propriu legenda. Chiar căutau să transforme plumbul în aur. Nu asta era problema. Plumbul este materia, aurul este spiritul. Ei erau o metaforă. Vedeți, am ajuns la alchimie. Și vă veți întreba în sinea dumneavoastră, bine, domne, dar noi parcă vorbeam de hermetism. E bine, alchimia nu este altceva decât hermetismul aplicat, preluat în mod special în perioada Renașterii și aplicat, încercând să se producă efecte. După aceea, există lucrări, un autor francez, Bio, îl cheamă, dacă nu mă înșel, scrie foarte exact că există niște afinități teribile între alchimie și masonerie, însă nu au fost cercetate. Și așa este. Alchimia dispare, pur și simplu, așa misterios cum a apărut în perioada Renașterii, dispare cam la începutul secolului XVIII. În 1717 apare masoneria, să-i spunem așa, această masonerie modernă, speculativă. Iată ce legături, ce filiațiuni se pot stabili între hermetism, alchimie și masonerie ca fenomen actual. De alminter, același lucru se întâmplă și cu cabala. Mai întâi, interesul acesta pentru numerologie, pentru cabală, pentru găsirea unor sensuri ascunse ale textelor, se pare că apare, că se naște în acea perioadă. Toți pitagorizau, spune un învățat la un moment dat. Adică și iudeii, și egiptenii, și arabii care au venit mai târziu, și bizantini, toți pitagorizau. Încercau să găsească niște formule, să găsească niște adevăruri dincolo de partea aceasta aparentă, din față. Cabala iar intervine puternic în tradiția inițiatică după Renaștere. Știți foarte bine, s-a născut cabala pe la 1200, au apărut, s-a născut mai devreme, dar la 1200 apar niște texte cabalistice mai puternice, mai coerente, adică nu rămânem numai la nivel oral. Gnosticismul iar este legat de această tradiție inițiatică. Iată cum, asemenea unor liane, tradițiile se împletesc, au niveluri de corelare. Unul din nivelurile foarte importante, bazal, fundamental, este acesta din perioada elenistică. Atunci, toate aceste curente s-au născut în esența lor.
Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea lui Hermes Trismegistos, Corpus Hermeticum, textele fundamentale și învățăturile tainice de inițiere în hermetism, o carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis și care face parte din campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. A fost alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald. Îi mulțumim pentru informațiile prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri speciali în funcție de fiecare campanie le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii, dar și pe canalul de YouTube. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mulțumim.